Bine, te-am regăsit la o nouă activitate. Activitatea de astăzi își propune să reia timpurile în modul indicativ, să pună accent pe timpul imperfect. Îți plac jocurile pe calculator? Andre, personajul nostru, este pasionat de jocurile pe calculator. De curând a primit un nou joc. Vrei să afli mai multe? Îți propun să asculți o parte din discuția cu Andre. Prietene, ieri nu ți-am putut răspunde la telefon pentru că eram cufundat în lumea virtuală. Ei bine, în lumea aceasta eu ghidam personajul principal, un băiat pe nume Link, ce părea a fi un elf. Scopul său, în majoritatea jocurilor acestei serii, era de a o salva pe prințesa Zelda. Acțiunea se combina cu aventura și uneori apăreau influențe de joc de platformă. La un moment dat, simțeam cum bate, cum vântul parcă sufla prin camera mea. Doream cu orice preț să găsesc prințesa. Andre s-ar juca toată ziua pe calculator. Ar vrea ca timpul petrecut în fața calculatorului să fie mai lung. Știai că pentru a exprima o acțiune durativă poți folosi verbe la timpul imperfect? Timpul imperfect exprimă o acțiune trecută care se desfășoară în același timp cu o altă acțiune trecută, sugerând ideea că acțiunea durează încă. Indică din textul de mai jos verbele la modul indicativ timpul imperfect. Îți las câteva momente pentru a revedea textul. Cu siguranță ai identificat verbele eram, ghidam, părea, se combina, apăreau, doream sau simțeam. Ai privit cu atenție verbele? Verbele la modul indicativ, timpul imperfect, au următoarea structură. Sunt formate din tema verbului, sunete care indică timpul și desinențe. Tema verbului se obține dacă înlăturăm terminațiile pe care le are verbul la forma din dicționar. Sunetele care indică timpul sunt a și ea. Desinențele sunt acele sunete care indică persoana și numărul. Să încercăm împreună să conjugăm un verb. Am ales verbul a aranja. Eu aranjam, tu aranjai. El sau ea aranja. Noi aranjam, voi aranjați, ei, ele aranjau. Încearcă acum singur. Ai verbul a se juca, a face și a merge. Aici poți verifica dacă ai lucrat corect. Completează următoarele enunțuri cu verbele indicate în paranteză. Construiește cu atenție formele verbale ale imperfectului. Îți las câteva momente pentru a lectura enunțurile. Unde era consola lui Andre? Cât de tare mergea muzica jocului de nu ai auzit vocea mamei? Cum se numea personajul principal din jocul tău? Ce fel de superputeri avea personajul negativ? Ar fi interesant acum să încerci să răspunzi acestor întrebări. Haideți să oferim câteva răspunsuri împreună. Consola lui Andre era în spatele televizorului. Muzica jocului mergea destul de tare. Personajul principal se numea Zelda. Personajul negativ putea să citească gândurile adversarilor. Cu siguranță vei construi propriile tale enunțuri, mult mai interesante decât ale mele. Ai un personaj principal în jocul tău preferat?
Ai putea oare realiza un desen în care să ilustrezi personajul principal din jocul tău preferat? Cu siguranță că da, și ești chiar foarte talentat. Ei bine, ai ajuns la final. Felicitări! Te-ai descurcat grozav!